multe ori suntem întrebați în activitatea noastră ce este leadershipul și ce legătură are personalitatea cu leadershipul. Și o definiție pe care am adoptat-o, pentru că mi se pare foarte articulată, este cea a psihologului Robert Hogan, o autoritate în domeniul studiului personalității și a legăturii dintre personalitate și leadership. Definiția sună foarte simplu și anume leadershipul este o abilitate. Și anume abilitatea de a forma și de a menține echipe performante. Mai ales într-o lume în care vorbim despre globalizare, digitalizare, generații care coexistă în același spațiu, cu atât mai mult definiția aceasta își are valabilitatea. Din 2006 ne-am asumat misiunea de a contribui într-un mod activ la creșterea calității leadershipului din România prin identificarea și prin dezvoltarea liderilor din organizații mari cu care colaborăm. Prin urmare, propunem organizațiilor instrumente științifice cu ajutorul cărora pot identifica într-un mod corect și dezvolta liderii din organizații, de la nivelul celor care ocupă pentru prima oară o astfel de poziție de conducere până la nivel de CEO. Instrumentele Hogan pe care noi le-am tradus, adaptat și cu care lucrăm în România încă din 2006 oferă clienților foarte multă încredere prin faptul că sunt instrumente științifice și valide, în sensul în care prezic performanțe în zona de business. Hogan oferă o perspectivă extrem de complexă asupra înțelegerii personalității, mai ales la nivel de leadership. Propunerea este de a sonda valorile și motivațiile care definesc, practic, identitatea unei persoane și care își vor pune amprenta, dacă vorbim de leadership, asupra culturii create, apoi de a sonda comportamentele uzuale de leadership și mai ales din perspectiva reputației, cum vor percepe oamenii maniera în care se comportă, relaționează, ia decizii, un lider și poate punctul cel mai interesant și unic în ceea ce privește instrumentele Hogan este instrumentul prin care putem sonda comportamente excesive, așa numită parte întunecată a personalității, adică pe scurt ce anume poate sta în calea succesului unui lider. Instrumentele Hogan ajută la conștientizarea acestor aspecte pozitive, dar și a arilor excesive, ajutând practic liderii să înțeleagă lucrurile pe care ar trebui să continue să le facă, lucrurile care trebuie oprite și, bineînțeles, aspectele, competențele care merită cultivate. Pe lângă suportul acordat companiilor în a identifica talentele și liderii de care au nevoie și, bineînțeles, în a-i dezvolta, consultanții noștri propun, de asemenea, pentru indivizi și pentru echipe, diverse soluții care ajută la a fi în locul potrivit, în cultura potrivită și, bineînțeles, ajută echipele să lucreze într-o manieră mai aliniată, într-o manieră eficientă. Robert Hogan este o figură centrală în istoria psihologiei, un cercetător proeminent în ceea ce privește studiul legăturii dintre personalitate, cine suntem și leadership, modul în care conducem oameni, procese, business-uri. În acest context ne bucură extrem de mult că pentru prima oară va veni în România, la București, în data de 17 octombrie, unde va fi speaker în cadrul unui eveniment dedicat directorilor de resurse umane și business leaderilor din organizațiile din București. În data de 18 octombrie va fi un eveniment dedicat directorilor general, un breakfast meeting în care vom discuta despre latura întunecată a personalității și efectele asupra sorții unei organizații. Așteptăm!